Bună, Dragoș! Îți mulțumim pentru faptul că ai dat curs invitației voastre. Vreau să te avem aici. Aș vrea să te întreb în primul rând, ce ai spune într-un mod concentrat despre subiectul acestei seri, existată. Deci ceea ce vreau în seara asta să transmit participanților este acest model care este un standard de facto în ceea ce înseamnă antreprenoriatul contemporan, cum să validezi o idee într-o afacere. Și că această validare, cea mai eficientă, se face prin procesul din startup, practic prin vânzarea ideii sau numim MVP, Minimum Viable Product, unor clienți și în felul ăsta îți validezi și ideea, și produsul, și pe tine ca antreprenor și poți să pornești la afacere de succes. Cum crezi că ar putea să îi ajute acest concept pe cei care sunt coach sau pornesc în meseria de coach? Profesia de coach este tot o afacere, unde produsul este serviciul pe care îl dă coachul respectiv. Este același lucru ca orice altă afacere. Și este la fel de folositor și pentru coach să învețe acest proces și poate înainte de a investi 3.000 de euro într-un program de coaching, să verifice dacă are abilitatea de a asculta oamenii, dacă are abilitatea de a sta o oră în fund uitându-se atent la cine, dacă are abilitatea de a învăța lucruri noi, dacă are abilitatea de a asculta empatic, deci să testeze un pic, să vadă cine ar fi oamenii care sunt atrași de el, dacă oamenii sunt dispuși să-l plătească, dacă oamenii își doresc ceea ce vrea să le ofere și după aceea se începe să facă coaching. Deci poți, înainte de a investi, nu știu, 3.000, să faci cum ar fi un MVP de coach, cum mă întreb. Și înainte de a fi un coach acreditat, care știe 1.000 de tehnici, care ar fi un MVP? Acum ar fi să stau de vorbă cu cineva și doar să-l ascult. Și eventual să-i pun doar niște întrebări care să-l clarifice. Pot eu oare, fără nicio formare, să ascult o persoană și doar să o întreb cu curiozitate și un bun simț natural, și cum e, și ce te simți. Nu știu încă modelul de coaching, nu știu cum să explorez obiective, resurse, starea actuală, plan de acțiune. Dar oare eu pot fi, că asta este de fapt atitudinea principală. Pot să stau cu cineva și să fiu interesat de ceea ce îmi povestește el și să nu sar cu soluții și să tot îl întreb așa cum îmi vine mie? Îmi aduc aminte unul din instructorii foarte buni cu care am lucrat, Sid Jacobson, pe hipnoză. Și a venit să ne facă un workshop de hipnoză. Și cum a început el? Zice, ce credeți voi că e hipnoză? Ok. Luați un partener, duceți-vă și hipnotizați. Păi, dar nu ne spui cum, dar nu știu cum. Ia, încercați, așa cum vă vine. Și incredibil, dacă am 80-90% din noi, am fost aproape. Am o mare parte din ceea ce însemna tehnica de hipnoză, o știam. Fără să, deci nici măcar întrebări ajutătoare. La fel zic și eu cu un coach. Încearcă înainte de a investi 3.000 de euro și să dai demisia de undeva și să-ți schimbi total, nu știu, să cauți o altă profesie, încearcă să asculți pe oricine, un prieten. Să-l asculți o oră, face de mine, așa, și doar să nu-i dai sfaturi, ci doar să-i pui întrebări dintr-o curiozitate și un bun simț cum e și cum trebuie. Și să-l asculți doar, nu știu, 5 întrebări. Și dacă reușești să faci asta și îți vine mănușă și e foarte bine, înseamnă că poate ești pe care potrivit. Dacă ți este foarte greu, atunci poate că ești mai bun de consultant, poate că ești mai bun de mentor, poate că ești mai bun de altceva. Coaching-ul este ceea ce ți se potrivește. Și asta înseamnă din startup, fac un mini-serviciu și vedem câți oameni, dacă prietenul ăla sfârșit zice, wow, nu m-am simțit ascultat niciodată. Ce bine mi-ai făcut că pur și simplu ai tăcut și nu mai întrerup și mai lăsat să gândești. Cred că s-ar putea să nu fie nevoie nici să pui o întrebare, știi? Numai să-l asculți cu atenție și să fie suficient. Foarte interesantă abordare. Chiar foarte interesantă. Care sunt lucrurile care vrea să plece cei prezenți în această seară? Ce-mi propun eu de la orice, nu știu, prezentare, orice pe care fac, este ca oamenii să plece cu niște abilități și nu doar cu niște cunoștințe. Și de asta, în ceea ce voi lucra în seara asta, vreau mai întâi să fac un mic exercițiu
în care să vorbească despre pasiunile lor cu o persoană necunoscută și după asta să reflecteze asupra ceea ce a făcut și să gândească ce au făcut, ce au simțit, ce ar putea să facă diferit. Și în felul ăsta, pe de o parte, văd cât de ușor e să interacționeze cu necunoscut dacă vorbești despre ceea ce ești pasionat, pe de altă parte, învață cum să învețe din experiențele lor și după aceea vreau să le vorbesc despre metodologia asta de Lean Startup, despre care oricum pot să găsească o mulțime de alte informații pe internet și în cărțile de la Publica și în alte surse. Unde ar putea să te găsească oamenii interesați? Pe adresa mea de e-mail, dragos.nicolaescu@mi.com. Mulțumim frumos!